Știți că era o vorbă în România, pastorii vin și pleacă, corurile rămân. Cel mai rău semn pentru o biserică este când rămâne fără cor, când rămâne fără pastor. Aș vrea să vă invit să deschidem Biblia noastră la Luca, capitolul 11. Pe când, citesc începând de la versetul 29, pe când oradele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean, el cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru Ninive, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osăti, pentru că i-a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și adică aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osăti, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și atât că aici este unul mai mare decât Iona. Aici se încheie sub împărțirea, așa cum a fost editată în traducerea Cornilescu. Și urmează lumina. Dar de fapt aș vrea să spun că această întrerupere este artificială. Cred că nu e nevoie să vă spun că editarea Bibliei este lucrarea copiilor din Evul Mediu. Și împărțirea pe capitole și versete nu ține nicio caz de mare scurs, original. Așadar, urmează ceva. Este o concluzie a lui Iisus. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic ca să cei ce intră să vadă lumina. Însă, urmează aici o problemă. Ochiul este lumina trupului, așa că degeaba aprinzi lumina, dacă aprinzi pentru orbi, nu-i așa? Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de îndunerii, cu alte cuvinte. Da, lumina trebuie pusă să lumineze pentru toată lumea, dar țineți cont de un lucru. În ultima instanță, problema este la persoană. Dacă are sau nu are ochi să vadă. Așadar, vreau să discutăm acest pasaj, pentru că este aici ceva foarte interesant. Mai întâi observați că între Evanghelia după Matei, capitolul 12, și Luca, capitolul 11, există niște diferențe. Și, în general, un lucru foarte important în studiul Noului Testament este tocmai să vezi aceste diferențe. Și diferența nu este ca să spui care a fost versiunea adevărată. În principal, Noul Testament a fost scris, adică Evanghelia, au fost scrise pe baza unor tradiții orale și probabil unor texte scrise. Aici Luca ne spune, cel puțin la începutul Evangheliei sale, că a investigat surse, da? Deci diferența este legată de sursele pe care le-a investigat Luca. Dar problema este, diferența este foarte semnificativă, în sensul că în Matei vin fariseii să-i ceară lui Iisus un semn, să facă un semn. Și Iisus le răspunde: nu se va da semn decât semnul prorocului Iona. Și acesta este că, așa cum Iona a stat 3 zile în pântecele chitului, fiul omului va sta 3 zile în mormânt. În situația aceasta este o diferită relatare. Și în ce constă diferența? Anume că Iisus se adresează neamurilor care se strângeau grămadă să-l asculte. Gândiți-vă puțin la situația aceasta în lumina concluziei pe care Iisus o trage, el însuși. La ce folosește dacă aprinzi o lumină într-o grămadă de orbi? Deci, era o grămadă, se pare că era succesul maxim al lucrării lui Iisus, că oamenii vreau o grămadă să-l asculte. Altă problemă însă este, și mai importantă, oamenii aceștia veneau pentru ceva, pentru semne. Grămada aia care venise acolo la Iisus să-l asculte, nu-l interesau mesajul, interesau minunile, semnele, să duseze vestea că Iisus face semne. Și-au venit să vadă. Așa că Iisus spune: neamul acesta este un neam viclean. Foarte, aș vrea să spun că dacă pot să spun un lucru despre Iisus, este că n-a fost niciodată un pun politician. Deci vine mulțimea să te asculte, vin de departe, și primul lucru pe care îl face, insulți. Neamul acesta este un neam viclean. De ce? Ce înseamnă viclean?
manipulativ, nesincer, da? Pentru că el cere un semn. Că știu de ce ați venit. Pe voi nici măcar nu vă interesează ce spun eu aici. Ignorați. Voi vreți un semn, vreți semne, vreți minuni, vreți religie de spectacol. Bun. Recunosc că, și aș vrea să spun, nu spun asta cu în niciun caz cu invidie, că la data aceasta sunt biserici mai pline decât a noastră. Dar aș vrea să spun că m-am învățat să fiu foarte sceptic de ce caută oamenii când e la biserică. În general, poate nu caută neapărat minuni, mă rog, sunt unii care merg la biserică și așteaptă minuni și li se dă ce așteaptă. Adică vreau să spun, o iluzie poate fi satisfăcută printr-o altă iluzie sau o cerere poate fi satisfăcută printr-o iluzie. Dar, în general, este acea stare de confort, că te-ai simțit bine și a fost frumos. Bun. Iisus spune, nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Numai că aici Iisus nu spune cum va sta trei zile în mormânt, ci spune după cum Iona a fost un semn pentru Ninivei, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. În ce sens a fost Iona un semn pentru Ninivei? Cineva se va gândi, păi sigur că le-a povestit Ninivelor cum a călătorit el pe sub apă în pântecele unui pește. Mă îndoiesc că ăsta a fost semnul. Practic ce a făcut Iona la Ninive? A stricat pe străzi, pocăiți-vă. Și ce înseamnă pocăiți-vă? Iona n-a venit să-i facă evrei pe niniveni. N-a venit să-i învețe cum să se închine și așa mai departe. Iona a atacat corupția și cruzimea proverbială a ninivenilor. Ninive era capitala Imperiului Asirian, care era atunci, în care era înglobat și Israel și Iuda erau înglobate în Imperiul Asirian în perioada aceea și tot Orientul Mijlociu făcea parte din Imperiul Asirian. Era capitala Imperiului. Bun. Iona merge la capitala Imperiului. Vă aduceți aminte, a fost un film Mr. X Goes to Washington. Nu mai știu care era numele, da? Bun. Mr. Iona Goes to Ninive, da? Iona se duce la Ninive și începe să vorbească în piață. Și în piața cetății, n-a umblat pe toate străduțele. Era un loc unde se adeau oameni să vorbească. Și ce a spus Iona acolo, pe ninivenii a mișcat. De ce? Pentru că ninivenii aveau ochi. A prins o lumină, dacă ai ochi, o vezi. Dacă ești orb, nu o vezi. Nu trebuie semne să o demonstrezi. Iona n-a făcut nicio minune. Practic, probabil că ninivenii au spus, domnule, omul are dreptate. Așa este. Da? Și ninivenii s-au pocăit. În felul lor, au pus și vitele la post, este problema lor. De fapt, aș vrea să spun că istoricii recunosc că în perioada aceea a lui Iona, de secolul 8, înainte de Hristos, în perioada aceea a început o revoluție în întreaga lume. E numită era axială. Și această era axială este caracterizată de faptul că oamenii n-au mai început să fie interesați de morală tribală, ci de morală universală. Probabil și fiindcă trăiau într-un imperiu și trebuiau să fie niște reguli comune. Oamenii au început să întrebe ce e bine și ce e rău, nu ce e bine și ce e rău pentru noi. Și oamenii au început să se întrebe cu privire la existența lui unui Dumnezeu unic. Au început să caute pe Dumnezeu unic. Deci aia n-a fost doar impactul lui Ion, a fost o mișcare. Însă observați că tocmai fiindcă oamenii își deschiseseră ochii și preau niște întrebări. Există Dumnezeu sau nu există zei? Sau există un Dumnezeu unic? Și există atunci un bine și un rău pentru toată lumea și Dumnezeu este Tatăl tuturor. Asta erau întrebări care se puneau la Ninive, s-au pus mai târziu în Atena, în Roma, în toată lumea mediteraneană. În China, în India, interesant, aceleași întrebări au apărut. Apropo, Buddha și ceilalți Zoroastru, toți s-au apărut în perioada aceea. Și oamenii, tocmai fiindcă deschiseseră ochii și puneau asemenea întrebări, au văzut că Iona are dreptate. Nu știu ce a spus Iona acolo la Ninive, dar au văzut că Iona are dreptate. Și s-au pocăit, adică și-au schimbat mentalitatea, și-au schimbat mintea. Bun. Merge mai departe Iisus și le spune ce le spune de fapt Iisus acestor iudei. Voi nu sunteți ninivenii. De ce s-au pocăit ninivenii? Ninivenii s-au pocăit că erau oamenii timpului lor. Orice solie ajunge la țintă cu o singură condiție. Ca să fie o solie potrivită pentru timpul ei. Noi adventiști avem o noțiune, cea mai importantă contribuție adventistă la teologia creștină. Este noțiunea de adevăr prezent. Este cea mai importantă contribuție pe care o ignorăm. Anume, ce constă această idee? Există un adevăr veșnic al Evangheliei.
Dar există un adevăr pentru timpul nostru. Care este acest adevăr pentru timpul nostru? Aceasta e o întrebare pe care au pus-o adventiștii și poate că răspunsul n-a fost perfect. Dar au pus întrebarea măcar. Noi nu mai punem această întrebare. Deci, Ninive a avut, solia lui Ninive a avut impact. Pentru că a fost o solie care venea exact la timpul potrivit. Și locul potrivit, fiindcă era Ninive centrul imperiului. Și oamenii, fiindcă aveau ochii deschiși, au înțeles-o. Iisus le spune o solie care este la timpul potrivit și iudeii sunt orbi pentru că ei știu adevărul. Ei au legea lui Moise. Ei merg așa cum observați prin Chicago că frații noștri, ei numesc frați, nu știu dacă sunt de acord, evrei Yeshiva. Observa că merg la acele școli în care mai întâi descuie și pormă ieși un cifru și intră acolo înăuntru și învață legea câteva ore pe zi și pormă ieși și vezi că merg pe stradă și asta făceau iudeii pe vremea lui Iisus. Mergeau și învățau legea și învățau legea și învățau legea și învățau legea și ei cunoșteau legea, ei știau totul și nu înțelegeau solia lui Iisus pentru că erau orbiți, erau oamenii unor timpuri trecute. Așadar Iisus dă două exemple și e foarte interesant. Permiteți să vă citesc aceste două exemple, că întotdeauna m-au fascinat, mai ales primul. Împărtează de la miază zi se va scula, în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi. Pentru că ea vine de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon, și atât ca aici este unul mai mare decât Solomon. Împărtează din Seba. Vista împărtezei din Seba la Ierusalim este descrisă în 1 Împărați capitolul 10. De ce amintește Iisus pe împărăteasa lui Seba? De ce amintește pe Iisus pe împărăteasa lui Seba vis-a-vis de bărbații acestui neam? Adică nici măcar nu mai discută femeile, copiii, sclavii, servitorii, bărbații. Adică bărbații din Ninive s-au pocăit, zice el. Bărbații erau conducătorii, mă rog, așa. Deci patriarhii acestui neam, asta ar fi ideea. Această femeie îi va acuza pe patriarhii acestui neam, care ei sunt patriarhi, au bărbile lungi, au mintea, mă rog, așa, și n-au ce învăța de la o femeie, de femeia așa se va... Pentru că este foarte interesant că dacă citești 1 Împărați capitolul 10, este un cap de acuzare împotriva iudeilor, și nu împotriva oricărui iudeu, este un cap de acuzare împotriva conducătorilor națiunii iudaice și acest cap de acuzare, așa cum îl înțelege Iisus, constă în faptul că însăși felul cum este povestită istoria împărătesei din Seba îi acuză pe iudei. Și dați-mi voie să citim acum. Haideți să vedem, că e foarte interesant. Să facem o analiză pe text a lui 1 Împărați, capitolul 10. Și o analiză pe text începe întotdeauna cu o întrebare. Țineți minte, măcar toată lumea la școală trebuia să facă un eseu. Mă rog, despre cutare autor, nu știu ce, cutare operă literară. Cu ce începea eseul? Hai că ești în România, e Baltagul Sadoveanu, ești în America, vorbești... Aveți un Huckleberry Finn, da? Să zicem că suntem în America și... un copil trebuie să scrie despre aventurile lui Huckleberry Finn, cartea lui Mark Twain. Cu ce începe, de fapt, eseul? Cine scrie? Mark Twain. Și cine este Mark Twain? A crescut în Missouri, da? În Missouri. Și în ce perioadă a crescut? Când era sclavie. Și, pormă, ce a fost? A fost războiul civil, da? El scrie după războiul civil. Bun. Dacă nu răspund aceste întrebări, n-ai înțeles. E o simplă poveste pentru copii, da? Dacă citești cartea, dintr-o dată înțelegi ce vrea să spună autorul. Te gândești cine a fost el. O, da, a locuit în Sud, a fost cârmaci, a fost pilot pe Mississippi, a cunoscut foarte bine. Deci el descrie ce a văzut în perioada aceea. Bun. Deci întrebarea este cine a scris asta? Cine a scris această istorie a împărătesei lui Seba? A scris-o scribii evrei în Babilon. Ei au colectat toate cronicile evreilor și erau foarte bune, bineînțeles, și sunt multe, o lectură foarte instructivă. Cartea Împăraților și Cartea Cronicilor este o lectură extrem de instructivă, este o istorie bine documentată a perioadei monarhiei, dar mai puțin documentată cu privire la început. Anul 900, când a fost Solomon, prea puține surse, tradiții.
Așa că ei și-au descris ce impresionat pe ei în primul rând. Deci te gândești la autorii care au scris această carte. Și acum gândiți-vă puțin. Împărtează din Seba auzit de faima lui Solomon, ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce cu întrebări grele. Foarte frumos. A sus la Ierusalim cu un alai foarte mare. Și acum, deci ni se spune, împărtează din Seba a venit să-l încerce cu întrebări grele pe Solomon. Și era o împărăteasă luminată, înțeleg, și a trecut prin Egipt pe drum, venea de undeva din nordul Egiptului, a trecut pe lângă piramide, pe lângă Sphinx, pe lângă toate templele, a mai discutat cu scribii egipteni, le-a pus lor niște întrebări. Bun, văd ce răspunde. Voi, hai să văd ce răspunde și Solomon, da? Am fost și în Babilon, am fost și în Egipt, acum să văd ce spune la Ierusalim. Am văzut că mai e unul Solomon, acolo, într-o zonă obscură, numită, mă rog, da, este acolo la Ierusalim, acolo unul Solomon. Să văd ce vrea și ăla, da? Și acum deja vezi autorul care scrie. A sosit cu un alai foarte mare și cu cămile care duceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. Oh, asta ne interesează, da? Vrei cu alai, cu aur, cu pietre scumpe, să vezi ce minunăție, cu cămile, bun. Și s-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon, am și eu frământările mele. Am întrebat în Egipt, nu mi-au răspuns. Am întrebat în Babilon, nu mi-au răspuns. Am venit la tine. Poate aici, la colțul ăsta uitat de lume, în munții Iudeii, poate voi găsi răspunsurile mele. Clar că avea niște frământări pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările. Extraordinar. Și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-l lămurească. Bun. Și acum e momentul când curiozitatea mea se trezește. Ah, hai că asta îmi place, da? Acum urmează 3 capitole. Sunt gata să le citesc. Urmează o carte întreagă. Conversația lui Solomon cu împărăteasa din Seba, da? Să văd ce a întrebat împărăteasa din Seba, ce răspunde Solomon. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa și casa pe care o zidise. Bun, vine ceva în America, ce arăți? Casa, e așa. Arătați de ce casă mi-am făcut. Adică, vezi că împărăteasa asta care a trecut pe lângă piramide și pe lângă templele din Egipt și pe lângă și a văzut ziguratul din Babilon, acum a dat-o Solomon gata cu casa lui. Vai ce casă grozavă ai tu, Solomon. Bun. Și bucatele de la masa împăratului. Oh, și mai și, da? Și locuința slujitorului lui. Și slujbele. Și hainele celor care îl slujeau. Da? Aur, argint, pietre scumpe, în sfârșit. Și paharnicul lui. Și ardele de tot pe care le aducea în casa Domnului. Aici stai să zic, aici e ceva. Era această împărăteasă un împărat sau o împărăteasă? Avea două probleme. Una că era femeie, a doua că nu era din Israel și a văzut ardele de tot la templu. Acum, ori n-am înțeles eu bine, oriceva s-a schimbat în iudaism de la Solomon la data când au scris acești iudei cărțile Bibliei. Adică ei sunt foarte clar, foarte categorici că femeia n-are ce căuta în templu și că nici dintre neamul n-au ce căuta în templu. Țineți minte, doar trimestul trecut am avut la lecție necazul lui Pavel la templu, că s-a spus că l-a băgat pe cineva în templu și de aici trebuiau să fie executat pentru asta, da? Era crimă de moarte. Dar se pare că totuși aici îmi place începutul și sfârșitul. Începutul a răspuns la toate întrebările lui Solomon și după aceea, numai după ce a răspuns la toate întrebările, a dus-o la templu să vadă ardele de dus, să explice totul. Ea s-a închinat în templu, practic, împreună cu Solomon. Iertați-mă, asta nu este iudaismul pe care îl practicau ascultătorii lui Isus în bigotismul și în gustimea lor, pe care îl învățaseră la școlile lor Yeshiva sau ce școli aveau ei atunci. Că ăsta e legea, asta e legea, da? Mă uit la școlile Yeshiva și observ două lucruri, că
îmi place să studiez foarte mult, îmi place să... Am avut totdeauna un gust pentru a studia diverse grupe culturale. Niciodată nu văd să intre fete acolo, intre doar băieți. Și niciodată nu văd să intre neamăr, așa și o să învăț. Mi-ar place și mie să mă duc la un colegiu din acesta iudaic, să văd Tora. Nu mă primește, da? Este pentru evrei, pentru bărbați. Bun. Se pare că Solomon a discutat cu ea, i-a răspuns la întrebări, a dus-o la templu, după ce a dus-o la întrebări, a dus-o, numai după ce a răspuns la toate întrebările, a dus-o la templu, pentru că argumentul lui Solomon în favoarea religiei lui Jehova a fost faptul că a putut să-i răspunde la întrebări, dacă n-au putut să răspundă alții. După aceea urmează mai departe că, mă rog, împărăteasa a fost uimită și apoi urmează. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-a mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât a dat împărăteasa din seba împăratului Solomon. Vai ce grozav a fost și păcat că nu s-a mai întâmplat. Niciodată n-au mai venit atâtea mirodenii și atâta aur la Ierusalim. Nu știu dacă observați aici ceva, da? Eram în Sibiu și plecau foarte mulți sași în Germania. Și se întorceau la Sibiu, veneau în vacanță și trăgeau mașina în curtea bisericii și în pauză toată lumea era adunată în jurul mașinii. Și deschidea portierul, uite aici e casetofonul, uite vezi geamul ăsta, nu e așa ca la Dacia, apeși pe buton, se duce jos, apeși pe buton, se duce sus, nu știu ce, pac capota, motorul, nu știu ce, toată lumea împrejur. Și tot explica și la noi în Germania este așa și avem frigorifer și punem acolo fructe și le ținem înghețate toată iarna și le putem mânca și ce mai aveau ei, nu mai știu în sfârșit prin Germania acolo, așa. Și în sfârșit, după ce se vizita tot, luam și eu zic, mai zic, cum e cu problema aia cu Desmond Ford? Acum a venit din lumea liberă. Am auzit că a fost o discuție în America de unul Desmond Ford și ceva, niște probleme cu sanctuarul. Cum e? Nu știu. Bun, alte lucruri. Vin din lumea liberă, vreau să știu niște lucruri, ca să știu care este. Aveam și eu întrebările mele și credeam că omul acolo poate să-mi dea un răspuns. Nu știa. Știa cât e prețul la pâine, cât e prețul la mai știu ce, și toate era perfect informat, dar nu știa nimica din punct de vedere intelectual sau spiritual. S-a probleme de biserică. Cum e biserica? Ce face biserica acolo? A, nu știu, noi mergem la biserică, la adunare, trecem acasă, atâta. Mergem cu mașina, ne întoarcem cu mașina. Deci, avem aer condiționat în biserică, bineînțeles. Deci, aici este exact acest simptom care îl au autorii cărții întâia împăraților. De toate întrebările care le-a pus împărăteasa lui Seba lui Solomon, pe nu interesează. Răspunsul lui Solomon nu interesează. Pe interesează că ce i-a arătat Solomon acestei femei, ce lucruri grozave i-a arătat și ce daruri grozave i-a dat femeia aceasta lui Solomon. Ce a discutat, ce avea femeia asta pe inimă când a discutat lui Solomon. Ce i-a răspuns Solomon când a dus-o la templu? Uite, asta ce ai tu pe inimă, hai să-ți răspund eu acum, da? Pentru ce ai tu pe inimă. Nu apare nimic aici. Apare numai aspectul material, apare obsesiv. De ce? Pentru că oamenii erau în Babilon. Și erau complexați de ceea ce vedeau în jurul lor. Și au vrut să spună, stai ce zigurat, să vezi ce templu am avut noi. Stai ce aveți voi aici bogăție, să vezi ce am avut noi acolo, da? Și ce înțelepciune la voi, la aici scribi, geometrie, să vezi ce am avut noi pe Solomon. Bun. Și acest Solomon al vostru, dacă a fost atât de grozav, ce a spus? Nimica, da? Eram într-un ABC și căutam printre cărți, a venit. Cred că v-am mai spus istoria asta, dar o să mă iertați, da? O doamnă lângă mine mă întreabă, poți să-mi recomanzi o carte despre profeție? Da, zic cum sună. Și am scos de acolo Uriah Smith, Daniel și Apocalipsul, zic, asta este baza. Asta e ABC-ul, asta a fost poziția standard a adventistă. Zic, și ceva, nu sunt de acord cu tot ce spune, dar asta a fost poziția standard, de acolo poți să începi. Și o cunosc cartea asta, zice, nu pot citi. De ce? Zic, din felul cum vorbești, îmi dau seama că engleza este limba ta naturală. La mine este învățată. Nu înțeleg ce scrie. O carte din secolul XIX. Nu înțeleg.
frazele sunt prea lungi, nu înțeleg toate cuvintele. Mi-a spus că e fată de pastor, printre altele, că a făcut colegiul la Andrew și așa mai departe. Nu pricep. Cum e posibil? Adică ești adânț de ziua șaptea. Exact cum acești script care au scris cartea întâia împăraților se lăudau cu Solomon în fața babilonelor. Ce ne spuneți voi să vedeți voi Solomon ce avea și ce deștept era bun? Acești mari înțelepți care se lăudau cu Solomon nu știau ce a discutat Solomon cu împărăteasa din Seba. Noi ne lăudăm că se adânț de ziua șaptea și noi nici măcar nu știm ce este adânț de ziua șaptea. Mertas, da? Vorbim de Sorai și nici măcar nu știm ce a scris Sorai. Vorbim de pioneri, sunt toți 1840, ne-am lăsat bărbi. Nu tot noi, vreau să zic, bărbații, da, din Israel, mă rog, patriarhii noștri și-au lăsat bărbi. Să ne întoarcem la secolul XVIII, dar nu știm exact așa cum acest script zice, Solomon i-a arătat hainele slujitorilor, știm hainele celor din pionerilor noștri, știm cum erau hainele pionerilor noștri, că i-am văzut în poze. Nu știm mai mult decât atâta. Cum spunea o soție de pastor, vai dacă ar învia Sorai și ar vedea cum se îmbracă surorile noastre. Dar altceva în afară de felul cum se îmbracă Sorai, tu ai înțeles de la Sora White. Mi-aduc aminte, mergeam la țară când eram copil. Mergeam cu părinții la țară și știți ce îți arăta un adventist? Așa mai târziu, când eram tânăr în România. Un adventist bun pe care îl vizuai și ce îți arăta în primul rând? Eram în România că nu se putea tipări literatură religioasă. Se trăgea la Xerox. Și știți care era cea mai mare realizare a unui adventist? Câte titluri trase la Xerox avea. Vă spun, eram în seminar și aveam o bibliotecă imensă, toată făcută la Xerox. Numai titluri religioase și teologie și altele. Cărți din America, făceam rozdele, le copiam. Când venea cineva la mine, le arătam. Mă lăudam cu ele. Bun. Cu ce se laudă astăzi adică ziua șaptea? Cu lucruri materiale. În ce constă înțelepciunea unui adventist de ziua șaptea? În faptul că are un smartphone? În faptul că are o tehnologie mai bună ca alții? Că poți arăta pe Facebook ce ai? Dacă bănuiesc că dacă exista Facebook pe timpul lui Solomon, nici mai trebuia să vină împărăteasa din Seba. Solomon punea pe Facebook, uite, astea sunt hainele slujitorilor mei, asta e casa mea, asta e aurul meu, da? Deci asta era toată problema. Și rest, o discuție de-asta de Facebook, cu like-uri, cu inimioare și mai știu eu ce, și împărăteasa Seba, uite, asta e pisica mea și o iubesc foarte mult, o ador și așa mai departe. Însă, ce a întrebat-o împărăteasa din Seba pe Solomon, scribul nu a spus. Și acum mă întorc ce spune Iisus. Zice, având împărăteasa de amiază zi, se va scula în ziua judecății alături de bărbați acestui neam și va osândi. Eu am fost la Ierusalim. Mi-a spus Solomon, ferice de poporul tău, că poate asculta învățăturile tale. Unde sunt aceste învățături? S-au dus toate. Unde? Voi care ați scris cartea întâia împăraților, de ce nu cunoșteați aceste răspunsuri, aceste învățături? De ce? De ce a scos femeile din templu? De ce a scos neamurile din templu? Ați venit atât de exclusiviști. Și Iva o sândi această femeie. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor o sândi. Pentru că s-au păcăit la propovăderea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Bun. Care este semnul? Semnul este mesajul. Dacă nu poți să vezi semnul în mesaj, însemnează că ești orb. N-ai văzut nimic. De ce? Pentru că ceea ce recomandă mesajul, semnul principal care recomandă mesajul, este că vine la timpul potrivit. Iisus le spune, dacă țineți minte, cu altă ocazie când farisei au cerut un semn. Iisus le-a spus fățarnicilor fața cerului, știți-o deosebiți, dar semnele vremii nu știți să le deosebiți. Deci fiecare vreme are semnele ei, ca să zic așa. Și aceste semne sunt cele care arată dacă o solie este potrivită sau nu este potrivită. Țineți minte Matei 25, pilda robului credincios, despre care Iisus spune, dă hrană potrivită la vreme potrivită. Nu este hrana, cât este relația între hrană și vreme care arată că el este credincios. Deci, Ninive a venit la Iona a venit la Ninive cu mesajul potrivit, la vremea potrivită. Și
Niniviții au văzut asta. Iisus a venit la iudei cu mesajul potrivit la vremea potrivită. Și n-au văzut pentru că nu înțelegeau vremurile. Acum, aici este marea problemă. Este vorba de lumina care trebuie aprinsă, dar ce folos dacă a prins lumina pentru orbi? Și bănuiesc că orbii nu știu dacă au prins lumina sau nu, dacă ești orb. Și intri în casă și pui mâna pentru rupător. De unde știi dacă întrerupătorul merge sau nu merge? Dacă tu nu poți să vezi. Deci un orb nu poate recepționa mesajul, dar un orb nici nu poate să ofere mesajul potrivit. Ochiul este lumina trupului. Și dacă ești orb, atunci nu mai este nicio șansă. Asta le spune Iisus. Deci ce le spune Iisus? Îi se fața gloată. Am aprins aici o lumină și voi nu o vedeți, fiindcă sunteți orbi. Nu vedeți lumina, dar cereți semne. Nu vi se va da, îmi pare foarte rău. Doamne, o minune acolo, ceva umblat pe apă, apă prefăcută în vin, nu știu ce, ne-ar face plăcere. Nimic. Dacă nu vedeți semnul, nu vedeți mesajul, n-am ce să vă dau, nu pot să aprind lumina pentru orbi, da? Însă depinde de tine dacă vrei să fii orb sau nu vrei să fii orb. De ce? Pentru că în cazul orbirii naturale e un handicap și nu ești tu de vină. Dar aici este vorba despre îmbâcsirea minții cu prejudecăți și o spirit de îndreptățire de sine care te împiedică să te deschizi. Așadar, cred că Iisus ne recomandă aici două modele de la care trebuie să învățăm. Primul, cele două modele sunt opuse. Femeia care este împărăteasa din Seba. Și este aici, să zic, hai să luăm principala prejudecată față de femei care există, este că femeile au emoții, dar n-au intelect, așa spun unii, da? Și uite că trebuie și împărăteasa, avea multe pe inimă, femeie, ce să zici. Dar împărăteasa se pare că era o ființă foarte inteligentă, de fapt era o filozofă. Filozof însemnează iubitor de înțelepciune, da? Era dragoste de înțelepciune. Nu știu ce l-a întrebat pe Solomon, i-a fi spus, putea fi întrebări și ca acestea. Auziți, Solomon, o fi pământul rotund sau e plat? Era o întrebare care preocupa pe oameni la începutul mileniului, la ultimului mileniu, înainte de Hristos, da? E plat sau e rotund, da? De unde o vei veni Nilul, da? E o altă întrebare care preocupa pe toți învățații din Egipt și din Mesopotamia. De câte ori, foarte simplă, de câte ori se cuprinde diametrul unui cerc în circumferință? Era marea problema a lui Pi, pe care numai Arhimedea a rezolvat-o. Dar ei încercau să o rezolve. Ce-o fi răspuns Solomon? Nu cred că Solomon a zis, hai să sar cum măsor eu cu sfoara în jurul băiei de aramă și mai trag sfoara așa. Pentru că sunt sigur că asta vine de la scribul care a scris asta. Erau întrebări. Și ce relevanță spirituală are aceste întrebări? Pentru că faptul că Solomon a putut să-i răspundă la aceste întrebări, se pare că i-a răspuns, i-a dat autoritatea să vorbească în probleme spirituale. Dacă Solomon era un ignorant și spunea, păi, pământul e plat și începe de acolo și se termină acolo și așa mai departe, cu siguranță că femeia aflase lucruri mai interesante în Egipt și nu l-ar mai fi ascultat. Apoi erau întrebări de existență. Solomon, ne naștem și murim. Asta e totul. Pentru ce trăim? De ce există nedreptate pe lume? Da? Care este în ultima instanță binele? Ce este binele? Ce înseamnă să trăiești bine? Ce înseamnă să trăiești rău? Știți că acestea erau probleme care preocupau pe filozofii antici. Nu erau ca acum că trebuia să citeze 300 de titluri într-o lucrare de doctorat și așa mai departe, pierdere de timp. Nu. Oamenii erau interesați de întrebări vitale. Ce este bine? Ce este răul? Ce este adevărul? Da? Cum ajungi la adevăr? Există viață viitoare? Interesau toate acestea. Solomon i-a răspuns. Și după aceea Solomon a dus-o la templu și i-a arătat. Uite, asta este. Închinarea, noi ne închinăm la Dumnezeu, nu la zei. La Dumnezeu ne închinăm, da? Alții vorbeau despre Dumnezeu, nu aveau închinare la Dumnezeu. Și regina a fost impresionată. Care este mustrarea făcută bărbaților care se cred foarte deștepți? Voi nu sunteți așa. Voi sunteți niște materialiști și niște bigoți. Și împărăteasa din Seba vă va acuza în ziua judecății. Ninive, Iona s-a dus și a stricat, gata,
să termină cu voi. De ce? Uite câtă cruzime, câtă nedreptate, cât a sfurat din toată lumea. Enough is enough. Și împăratul a zis, are dreptate și poporul a zis, are dreptate, trebuie să ne pocăim. Interesant că ei au înțeles, Iona n-a înțeles până la urmă, că el vrea neapărat să vină apocalipsa, să vină sfârșitul lumii, plăgile, să mai știu eu ce, și să meargă la cer. Nu, n-a fost așa. La fel este ceva interesant că în timpul nostru se repetă același lucru. Cea mai mare frustrare a adventiștilor, cea mai mare dezamăgire, a doua mare dezamăgire în adventiști, știți care este? Că lumea încă n-a ars. Da. Trebuia să fi ars până acum, chiar dacă ardeam și eu împreună cu lumea. Dar ce face Dumnezeu? Nu se ține de cuvânt? Ne-a promis că termină, că trimite plăgi, că trimite bube, trimite lăcuste, marea prefăcută în sânge. Nu le vedem. Da, e adevărat că colectăm noi tot timpul semne și le tot colectăm și uite ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat dincolo, toate știrile rele le luăm și le agregăm și avem obsesia asta cu semnele sfârșitului. Dar totuși Dumnezeu nu s-a ținut de cuvânt, trebuie să recunoaștem. Hai, Doamne, înțeleg 100 de ani, da? Dar ne-a promis deja de a 200. Prea de tot. Asta, ce mai asta e timpul sfârșitului? Bun. Însă, interesant că nu ne interesează aspectul esențial la predicarea lui Iona. O solie relevantă pentru timpul nostru. Asta a avut Iona. Solia lui Iona, și aici mi se pare că e ceva trunchiat în redactare. Iona le-a spus încă 3 zile și să termină cu voi. Foarte bine. Știu că în Zürich s-a întâmplat atunci când i-a gonit pe anabaptiști din Zürich. Da? Era în timpul reformațiunii și deja a apărut curentul anabaptist, care erau și sabatareni. Ei își botezau la maturitate și țineau și sabatul. Da? Deci oamenii, să zic, erau foarte aproape ca noi. Dar era în timpul reformațiunii. Și se duc în Zürich, în Elveția. Și încep să meargă pe străzile din Zürich 3 zile ca Iona. Și se zice, vai, vai, Zürich, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Vai, vai, Zürich, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. De ce? Ce aveau ei? Ei n-aveau cu Biserica Catolică, acum aveau cu reformațiunea. Că nu ține sabatul, bănuiesc, sau că nu, că își botează pruncii, cam asta era problema. Deci reformatorii erau niște moderați, da? Ei erau plini de zel, erau neoprotestanți în secolul XVI. Vai, vai, Zürich, încă 40 de zile. Oamenii au început să intre în panică. Au început să intre în panică și ce se întâmplă. Și știți ce au făcut autoritățile din Zürich? I-a dat afară din cetate. Simplu. Bun, o să ardem noi în foc peste 40 de zile, out de aici cu voi. Pentru treaba asta nu mai aveți ce căuta în cetate, vă duceți unde vreți. Da? Și ce credeți? Au trecut cele 40 de zile și vă duceți acum la Zürich și vedeți că totul e ok, încă nu s-a întâmplat nimic ca la Zürich. Pentru că ei credeau că asta a fost solia lui Iona, va arde. Dar solia lui Iona n-a fost va arde. Nu asta a fost mesajul care a impresionat pe niniveți. Pe niniveți a impresionat mesajul în sine, solia în sine, au văzut lumina. Așa că sunt două întrebări. Vedem lumina? Asta e prima întrebare. Înțelegem semnele timpului, înțelegem timpul în care trăim sau suntem morți. A doua, avem o solie pentru acest timp. Și dacă nu avem un orb, nu poate călăuzi alt orb. Trebuie să avem un ochi deschis să vorbim pentru timpul nostru. Și pentru că acum suntem într-un timp în biserica mondială când discutăm problema identității. Nu mă interesează identitatea, da? Problema soliei, problema mesajului, a misiunii. Este bine să ne punem aceste întrebări. Amin.